Au fost din momentul în care am devenit consilier, aceste atacuri au fost atât de suburbane, grobiene, încât nu am vrut să răspund. Întotdeauna am încercat să fiu ceea ce sunt. Și atitudinea unui profesor trebuie să primezi. O să-l critic și în campanie, dar campania nu voi face pe critică. Îmi voi prezenta fiecare punct. Astăzi nu v-am vorbit despre panseluțe, nu v-am vorbit despre promisiuni de ale viitoare de ale mele, pentru că nu este corect. În primul rând, un primar liberal trebuie să aibă o viziune despre oraș. Cu siguranță mă vor ataca, cu siguranță mă vor jigni și nu numai primarul Dragomir. Întreaga rețea de troli. Pentru că această încrengătură este transpartinică și extrapartinică. Sunt oameni care iubesc această familie mărită, încât mă aștept de la mulți din afara partidului. Dar, repet încă o dată, au fost în 2020 120.000 de oameni care n-au ieșit din casă. Și sper că îi convingem noi în această perioadă de 3 luni. Cât vacanța unui elev. Vacanța mare a unui elev. Și să mai reținem un lucru. La 170.000 de votanți, Marian Viorel Dragomir a fost votat de 19%, nu de 63%. Cu alte cuvinte, o minoritate disciplinată, beneficiară a bunurilor de partid, oameni care la ora 7 au fost, care au introdus buletinul în urna de vot. Iar ceilalți, ei, în cei 34 de ani, le-au creat lehamite. Și oamenii au spus, pe cine să votez? Repet, mă voi vota pe mine. Pentru că sunt convins că îi voi convinge. Știm cu toții că astăzi Brăila nu mai are 170.000 de votanți, pentru că întreaga populație a Brăilei este de 154.686 de locuitori, așa cum spune recensământul din 2021. Deci, cu dorința noastră este să iasă cât mai mulți oameni la vot. În 2020 au fost la vot 53.000 de brăileni. Ar fi bine să la vot 60, 70, 80. Acum, cred că ține și de noi. Dacă noi vom fi, vom crea emoția care să-i scoată pe oameni din casă pentru câteva minute și să-și exercite un drept pentru care au murit mulți brăileni, 43 de brăileni, da? Au murit mulți români să schimbe un sistem despre care nu cred că cineva își mai dorește sau vrea să își mai amintească. Ar fi perfect.